ani de zile se tot vorbește despre parcul central. Da. Știu că au fost trimiși anumiți cetățeni în Olanda la specializare și au venit specializați și după ce au venit specializați s-au vehiculat ideea că vor aranja parcul și vor face ca și în Occident. Exact ca și în Occident. Adică ei o să pot să vă spun, domnul Moreno, exact cum parcul Taylor din Micro de pe strada Tineretului. L-ați văzut? Da, s-a amenajat. La fel și acest parc este deja cu dosar depus pe un proiect special pe spații verzi, nu? La Ministerul Mediului, la Ministerul Mediului și se vor obține o sumă considerabilă, consistentă, să zic așa, pentru reabilitarea acestui parc, într-o formă extinsă. Pentru că s-au mai introdus anumite suprafețe și să sperăm că dacă Dumnezeu ne ajută până la sfârșitul anului și acest parc, nu, este depusă documentația. S-a depus odată, s-a amânat răspunsul pentru că nu corespundeau suprafețele, a trebuit refăcută o recadrare, mă rog, neșteritate și în acest moment este dosarul complet depus la Ministerul Mediului. Fiindcă acolo este un loc de recreere și da, pentru copii și pentru... Și noi să știți că domnul primar... Spațiul de recreere pentru copii accelerează toate proiectele. Amenajat. Să nu zic altfel, zic deci, slăbuți. Deci trebuie să știm că lucrăm după posibilități. Și că din păcate, și ce se face cu mult greu, nu se păstrează. Tinerii noștri înțeleg greșit, distrug, știu eu anumite atitudini de astea mai de vandalism, și acolo au fost la un moment dat puse aparate de joacă, nu s-au îngrijit, nu copiii l-au de nu, că băieții de la ăștia, adolescenți sau așa departe. Deci, în momentul în care parcul va intra în acel program, se va asigura pază non-stop. Deci pază 24 din 24. Este proiect depus și dacă ajută Dumnezeu, poate anul ăsta, o altă pasă.